este plină. Da? Deci nu avem nimic sub semnul întrebării. Semnurile întrebărilor vin pe parcurs în funcție de, cum să vă spun, hai să spunem pe aia dreaptă. Sunt o mulțime, avem foarte mulți soliști foarte buni, foarte mulți artiști foarte buni care au acceptat să vină la Cluj. E bine, multora dintre ei li se întâmplă să primească o ofertă și nu e greu să primească o ofertă mai generoasă decât cea pe care le-o oferim noi. Și atunci, ce-o-mi face? Se întâmplă ca ei să se uite și la buzunarul lor, spunând că, domnule, ăștia dau mai mult. Premier, nu că e premier, nu e premier servic, cine dă mai mult. Sincer să vă spun, ni se întâmplă lucrul acesta destul de rar. Nu avem emoții mari în ceea ce privește în această privință, fiindcă majoritatea artiștilor, mai ales celor care au fost deja aici, le place să vină. Nu problemele financiare sunt cele care domină, sunt cele mai importante. Și faptul că au o orchestră foarte bună, faptul că în puține locuri din lumea asta au la dispoziție 5 zile la rând o orchestră de nivelul orchestrei noastre, ca să poată să lucreze și să facă lucrurile așa cum vor ei. În comparație, vă spun, mi s-au plâns mulți colegi, mulți artiști. De exemplu, la Londra, se întâmplă cu orchestre mari londoneze să aibă o repetiție mai scurtă decât concertul. Deci, trebuie să fii, cum să vă spun, un dirijor foarte, foarte bine fit pe picioarele tale, ca să scoți ceva din orchestra aia, din concertul ăla, ceva ce vrei tu, fiindcă de aia sunt muzicieni foarte buni care cântă orice. Dar cântă cam cum vor ei. Și ca să scoți ceva în plus din cele, pentru aia trebuie să fii foarte, foarte pe picioarele tale și foarte, foarte conectat la concertul respectiv. Dar faptul că ai la dispoziție o repetiție mai scurtă decât concertul. Deci, de ei câteva părți așa mai complicate, mai dedicate, pe aia